Prefer să pierd bani decât încrederea clientului, spunea în urmă cu peste 130 de ani Robert Bosch, fondatorul uneia dintre cele mai mari și mai cunoscute companii de tehnologie din întreaga lume. Astăzi, cuvintele sale reprezintă un principiu pentru firma care îi poartă numele. În minutele următoare vă prezentăm istoria Bosch, unul dintre cele mai puternice branduri la nivel mondial. Vă invităm într-o scurtă călătorie care pornește din sudul Germaniei, din Stuttgart, și ajunge în cele 440 de filiale din aproape 60 de țări, printre care și România. Robert Bosch a fost un vizionar în domeniul tehnologiei. După o perioadă de ucenicie la mai multe societăți din afara Germaniei, deschide în 1886 la Stuttgart, cu numai doi angajați, atelierul de mecanică fină și electrotehnică. Era doar începutul pentru succesul de mai târziu. Până în 1913, compania sa a ajuns să vândă produsele pe toate continentele. Fondatorul acestei corporații a fost un filantrop. A făcut mai multe donații și a dotat complet un spital din Stuttgart, care încă îi poartă numele. Astăzi, puține sunt sectoarele în care Bosch nu este prezent. De-a lungul timpului, produsele sale au fost și sunt o emblemă a calității fără compromis, a perfecțiunii la nivel tehnic, a fiabilității absolute și a permanentei cercetări și dezvoltări. Pe scurt, brandul mondial creează tehnică pentru o viață. Puțin știu că firma a fost reprezentată pentru prima dată în România în 1906, revenind 88 de ani mai târziu, în 1994. Grupul Bosch este prezent pe piața din România de aproape 25 de ani și numără peste 5.000 de angajați în patru entități: Cluj, Blaj, Timișoara și București. Activitatea sa este axată pe patru piloni: producție prin cele două fabrici din Blaj și din Jucu, județul Cluj, cercetare și dezvoltare prin Centrul de Inginerie din Cluj, sectorul comercial prin cele două birouri de vânzări din București și servicii prin centrul de la Timișoara. În ultimii 11 ani, Bosch a investit peste 313 milioane de euro în România. Construcția fabricii de la Blaj începe în 2006, un an mai târziu fiind demarată producția de componente de tehnică liniară. În 2008 este realizată cea de-a doua clădire. În această perioadă, Bosch Blaj a reușit să obțină certificate importante care atestă respectarea aspectelor legate de siguranță și securitate în muncă. În 2010, fabrica a primit premiul Robert Bosch pentru calitate. Trendul ascendent face ca o a treia clădire să fie construită pentru divizia Sisteme de Șasiu. În anii următori, încep să producă în județul Alba divizia Soluții pentru Sisteme de Propulsie, senzori și componente electronice pentru grupul Motopropulsor, dar este demarată și producția în domeniul hidraulicii industriale. Situată nu departe de centrul orașului, fabrica din Blaj este un spațiu în care predomină ordinea și disciplina. În linia de producție se intră doar printr-un sistem electronic pentru descărcarea electrostatică. Așa cum în urmă cu aproximativ 100 de ani, Robert Bosch a devenit unul dintre primii angajatori care au introdus programul de lucru de 8 ore, precum și al doilea schimb. Reprezentanții companiei de astăzi acordă o importanță deosebită angajaților și condițiilor bune de muncă. O cantină modernă, inaugurată în 2016, în incinta fabricii, oferă celor care lucrează aici o oază de relaxare, dar și posibilitatea de a lua prânzul, oferta culinară fiind destul de bogată. Grupul Bosch își asumă o responsabilitate deosebită în ceea ce privește piața muncii și educația. În 2017, pe platforma de la Jucu, a fost inaugurat un centru dedicat în special formării elevilor în cadrul sistemului de învățământ dual. Robert Bosch a creat un imperiu la nivel mondial. Compania a lansat o serie de inovații în industria auto: claxonul electric, ștergătoarele de parbriz,
injecția diesel, sistemul pneumatic de frânare. Însă nu putem uita nici prima bormașină Bosch în 1932, dar și primul ABS, 40 de ani mai târziu.